Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. De ceva vreme am observat că în vlogosfera noastră de beauty circulă un tag foarte interesant și l-am văzut la multe fete, dar abia de curând am primit și eu acest tag, mai exact l-am primit de la Maria sau Special Coco, cum o știți voi, care este, nu știu, una din persoanele care a fost acolo sus pentru mine și pe care l-am urmărit dinainte să mă apuc eu și de blog și de orice altceva și care a fost o sursă imensă de inspirație pentru mine. Așa că vă puteți imagina onoarea pe care am simțit-o atunci când am văzut că mi-a dat acest tag mai departe și chiar îmi doream să-l fac, dar pentru că nimeni nu mă menționase până atunci, eram puțin, ce fac acum, să-l fac singură pe cont propriu, dar când am văzut că Maria mi l-a păsuit, am zis ok, este momentul. Tagul se numește Eu sunt frumoasă și trebuie filmat fără pic de machiaj. Lucru pe care îl și fac. Trebuie să menționez că întrebările ating cumva zone sensibile din viața mea, dar eu sunt dispusă să mă deschid în fața voastră și chit că probabil îmi voi prezenta într-un fel sau altul anumite vulnerabilități, am încredere în voi și am încredere în voi că veți aprecia chestia asta, pentru că vreau să creăm aici o relație între noi, o legătură strânsă și să avem încredere unele în celelalte. Dar tagul acesta e cumva pentru mine o dovadă că am mai multă încredere în mine decât aveam acum 2, 3, 6 ani, de exemplu. Întrebările le-am pe tabletă, le-am luat din videoclipul Mariei și haideți să începem. După cum știți deja, numele meu este Ștefana. Am 24 de ani și în curând, mai exact în decembrie, pe 28, voi face 25. Nici nu cred că e nevoie să răspund la această întrebare pentru că voi ați fost acolo alături de mine când au început să-mi apară probleme cu tenul, dar pe scurt, mi-a cedat elasticul din păr. Pe scurt. Now I have this! După cum spuneam, pe scurt, am avut probleme cu tenul încă din clasa 4 sau a 5, nu mai știu exact, dar cam de pe la 12 ani. Ideea e că am avut întotdeauna un ten gras și odată cu pubertatea problemele mi s-au înrăutățit, adică am început să-mi apară coșuri, mai mici, mai mari, mai multe, mai scăite, mișcă lumina. Și cam de când am început să-mi apară, am fost la dermatolog, am zis că nu este o problemă pe care să o tratez după o ureche cu diverse creme, ci trebuie să merg la dermatolog. Pe atunci locuiam în Pitești. Și am încercat în Pitești, cred că vreo 3 dermatologi, dacă nu mai mulți, și au fost rezultate o perioadă, apoi problema a revenit, am schimbat dermatologul și practic a fost tot un carusel așa. Pentru că ajungeam să fiu într-o perioadă super bună în care mi se curăța cât de cât tenul, se regla și secreția de sebum, iar apoi deodată, pac, o luam iar în jos, iar explozie de coșuri, ten foarte gras, a fost efectiv groaznic pentru stima mea de sine, mai ales la vârsta aceea micuță, nu știu, pentru mine a fost foarte greu. Dar da, am avut aceste probleme cu tenul, care mă așteptam cumva să dispară odată cu înaintarea în vârstă, dar chiar și anul trecut, de exemplu, dacă știți cum aveam eu tenul anul trecut, până să încep tratamentul pe care îl urmez acum, pur și simplu nu venea să cred că la 23 de ani eu încă am fața plină de coșuri, ba mai mult, era chiar mai grav decât era în perioada adolescenței, așa că, nu știu, tenul meu este, haideți să nu zic tâmpit, dar pur și simplu este pus împotriva mea, așa că trebuie să lucrez cu ce am. Cred că, dacă mi-amintesc eu bine, prima dată m-am machiat prin clasa 6-a, 5-a, 6-a, începusem eu să ascult rock, să ascult punk, îmi plăcea foarte mult stilul acesta și evident peste tot pe Pixo, pe Tumblr și pe unde mai erau fotografii din afară, pentru că la noi nu era foarte popular. Fotografiile din afară erau cu tipe, cu părul în diverse culori și machiate foarte dark, adică cu creion negru la ochi, cu mult mascara, cu roj, roșu închis și tot ce am avut eu la îndemână atunci și ce mi se părea cât de cât ok de folosit era creionul de ochi negru. Știu că l-am folosit într-o zi, m-a văzut mami, mi-a zis că cum adică să te machiezi la 13 ani și mai ales cu creion negru și așa de evident mă dăusești foarte prost pentru că mă dusem pe interior, pe mucoasă practic și apoi îl și estompase spre exterior. Era o chestie foarte messy acolo și deloc plăcut estetic, să spun așa, dar ăsta era și scopul, practic, pentru că este parte din cultura punk chestia asta. În fine, maica mea n-a fost de acord ca eu la 13 ani să mă machiez așa, așa că mi-a luat creionul de ochi și aia a fost prima mea experiență în lumea machiajului, care s-a încheiat la fel de rapid pe cât a început. Iar apoi, prin liceu, în clasa a 9-a, țin minte că am fost la bal
încă eram panchistă și la balul bobocilor am vrut să fiu non-conformistă și să nu-mi iau rochiță, să nu fac la fel ca toate celelalte, așa că m-am îmbrăcat frumos în pantalon, în carouri, cu bocanci în picioare și la ochi m-am machiat, și acum o să fie șocant ce o să spun, dar m-am machiat cu albastru electric, de jos până sus, aveam eu o trusă de la Golden Rose, parcă. Oh, a fost teribil. Deci a fost absolut teribil, dar, într-adevăr, am fost specială. Și în fine, după experiența asta de la balul bobocilor, nu prea m-am machiat, nu obișnuia să mă machiez în liceu, abia pe la sfârșitul clasei a 10-a, dacă nu mă înșel, am început să mai cochetez, pentru că deja urmăream pe Coco, știam blogul ei, mai știam și alte câteva bloguri și îmi plăcea efectiv să mă uit la ele cum se machiază, așa că mai încercam și eu, mai puneam câte o culoare, mai dădeam un ruj roșu, țin minte că în perioada aia preferatul meu era balsamul de buze de la Nivea, cel cu cireșe, pentru că și colora buzele și le hidrata și cam astea a fost, deci nu am început dintr-o cauză anume, pur și simplu îmi plăcea să mă joc cu fardurile. Păi viața e plină de fel de fel de oameni diferiți și da, cred că la un moment dat o să te întâlnești cu unii care nu te plac și care nu vor ști să se exprime elegant, să spun așa, și te vor jigni. Și evident că m-am întâlnit și eu cu astfel de oameni. Când eram în generală, eram foarte dezjignită pentru faptul că eram foarte slabă. Am avut întotdeauna un metabolism rapid și oricât aș mânca, efectiv eram băț. Aveam 43 de kg, ceva de genul ăsta, la 1,68, că m-am înălțat destul de rapid. Și vă dați seama, eram foarte, foarte slabă. Eu știam chestia asta, eram conștientă. Nici mie nu-mi plăcea că arătam așa de slabă, dar nu aveam cum să o schimb, așa că nu înțelegeam rostul jignirilor, dar, mă rog, au fost acolo, s-au cimentat cumva în subconștientul meu și încă mai scâteodată la suprafață, dar am trecut peste. Am mai fost jignită, evident, și în legătură cu tenul meu, dar nu la fel de des ca greutatea mea, culmea. Nu m-aș fi așteptat la asta, dar asta a fost experiența mea. Am mai fost jignită și când m-am apucat prima dată de vlogging, țin minte că mi-am pus primul clip pe YouTube când eram în clasa 10 sau 11. Și evident nu era foarte pricepută, nu era o calitate extraordinară, nu erau editate foarte bine, nici lumina foarte bună. Și am avut câteva comentarii în care îmi ziceau că sunt urâtă și că ar trebui să mă las. Eu pur și simplu am luat sfatul ăsta ca pe ceva care merită ascultat și m-am lăsat de YouTube în perioada aceea. Proastă alegere, dar asta e. Următoarea întrebare practic deja a fost atinsă de mine mai devreme. Da, m-au afectat în trecut aceste lucruri pentru că eram mult mai mic, eram mai ușor de influențat și automat puneam foarte mult preț pe părerea altora. Mai ales că și mama mea cumva m-a învățat de când era mică să am mereu grijă de ce zice lumea, nu știu de ce. Ea tot timpul nu face așa că cine știe ce o să zică vecinul, cine știe ce o să zică prietenii, cine știe ce o să zică nu știu cine. Și cumva am interiorizat chestia asta și m-am gândit tot timpul ce o să zică Cutărescu și dacă Cutărescu zicea ceva negativ de mine, automat era o părere valabilă, deși poate n-avea niciun motiv să zică asta. Sau poate pur și simplu nu și-a argumenta ideea și asta era părerea lui de un frustrat. Între timp m-am mai luminat și mi-am dat seama că nu toate chestiile negative care ți le spun sunt și corecte sau adevărate. De multe ori oamenii spun lucruri negative pe care le văd de fapt în interiorul lor și doar le reflectă asupra ta. Așa că trebuie totuși să treceți printr-un filtru tot ce auziți la adresa voastră și încercați obiectiv pe cât posibil să vă gândiți, măi, merit sau de asta, adică chiar mi se potrivește critica asta și aș putea să schimb cumva? Sau pur și simplu e ceva care ar trebui să treacă pe lângă mine și să nu mă afecteze absolut deloc? Nu pot să zic că port des machiaj în public. Port machiaj dacă mă duc la un eveniment și nici atunci întotdeauna. Port machiaj dacă ies poate seara în oraș cu prietenii sau cu prietenul. Și cred că cam atât ar fi. Adică dacă mă la piață nu mă machiez, dacă mă pe la o prietenă nu mă machiez, dacă mă pe la poștă sau, nu știu, am treabă de făcut să rezolv cu acte, să... whatever, chestii genul ăsta, să mă pe la birou, nu o să mă machiez neapărat. Pur și simplu depinde de cât timp am în dimineața aia, pentru că eu nu sunt deloc a morning person și ajung efectiv să mă trezesc cu 20 de minute înainte de a pleca pe ușă și nici nu sunt hotărâtă cu ce să mă îmbrac, mi-a 10 minute să mă hotărăsc, dacă nu chiar mai mult, așa că vă dați seama că nu pot tot timpul să stau să mă machiez și nici nu mă deranjează să ies din casă nemachiată, chit că știu că ar schimba multe machiajul, dar I really don't care. Nu pot să zic că m-am simțit inferioară pentru că am avut perioade în liceu când eu nu mă machiam deloc, nu eram deloc pasionată de chestia asta, aveam colege care se machiau și n-aveam absolut nicio treabă, adică nu mă comparam cu ele, nici nu le consideram pe ele într-un fel anume că se machiau la vârsta aia, pur și simplu sunt destul de tolerantă ca persoană și nu am nicio treabă, fiecare face ce vrea atâta timp cât pe mine nu mă afectează și nici eu nu mă simțeam automat inferioară pentru că nu mă machiam în perioada respectivă. Singurele chestii care, să zic așa, că mă fac să mă simt aiurea, nu inferioară, e când mai ajung la câte un eveniment de beauty
Și ori mă trezesc târziu și n-am timp să mă machiez, ori nu am chef în ziua respectivă, mă rog, diverse motive, ajung la eveniment, toate fetele cu care sunt acolo sunt machiate, eu ajung acolo complet nemachiată și mă simt cumva aiurea pentru că am început să facem poze împreună și eu sunt singura din tot grupul nemachiată și simt că stric cumva uniformitatea și mi-a aiurea după aceea să stau la poze când știu că toată lumea pe lângă mine e machiată și eu nu știu cum să stau oricum în general la poze, dar am minte fără machiaj pe față. Dar da, cam asta ar fi răspunsul la întrebare. Nu ar trebui să simte absolut nimeni inferior pentru că nu poartă machiaj, e simplu, este pur și simplu o alegere personală și ca și cum ai zice, mie nu-mi place să mă joc cu câinii sau mie nu-mi place să pictez sau mie nu-mi place să, nu știu, mă uit la stele. Eu văd machiajul pur și simplu ca pe un hobby, un lucru pe care îl fac din plăcere și care nu trebuie să mă definească, așadar nici pe voi nu trebuie să vă definească dacă alegeți să nu vă machiați. Și ultima întrebare este, cui dai mai departe acest tag? Și aici m-am gândit bine și am ales așa. Odată, Anca Pop, pentru că știu că a tras chiulul de la YouTube în ultima vreme, așa că vreau să-i dau un imbold, să-l faci. Și Camelia Zota, adică Cami, adică prietena mea, pentru că la fel s-a simțit cam leneș în ultima perioadă și sunt aici, s-o împing de la spate. Așa că, fetelor, vă rog să faceți acest tag și voi, dragile mele care mă urmăriți de acasă, vă transmit cele mai calde gânduri și mulțumesc mult de tot că mă urmăriți de atâta timp în continuare și că a stat cu mine și prin pauza aia în care am lenevit și n-am mai postat nimic. Și vă urez să aveți cât mai multă încredere în voi, pentru că, deși contează într-o mică măsură și cum arăți, pentru că, evident, este prima impresie pe care o ai despre un om, mai mult contează cum sunteți aici. Și dacă voi sunteți oameni buni și dacă voi apreciați lucrurile care sunt cu adevărat importante în lumea asta, atunci totul va fi bine. Vă pup! Pa! Că eu sunt rușinoasă. Cu lama fac doar dacă sunt pe fugă sau mi-e foarte lene sau pur și simplu